Acest Dumnezeu mare în seara asta e prezent aici. Și ar fi atât de complicat pentru o inimă care a venit în această seară aici și care să nu-L poată simți pe acest Dumnezeu mare. Cred din toată inima că strângerea noastră în această seară e sub privirile lui Dumnezeu. Că fiecare persoană care a călcat pragul acestei biserici e în planul lui Dumnezeu. Și mai cred ceva, că nu există niciun suflet în seara asta aici care să plece fără să poată fi atins de puterea lui Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima, și aici să zice tare amin, ca fiecare dintre voi să-L simțiți pe mai departe pe Dumnezeul cel mare. Amin. Vreau să vă citesc o primă parte a unui verset. 1 Petru, capitolul 2, prima parte a versetului 16, care spune așa: purtați-vă ca niște oameni slobozi. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, mă simt bucuros să fiu și eu alături de voi în această seară. Și cred din toată inima că Dumnezeu e acela care privește cu îndurare. Și cred din toată inima că Dumnezeu e acela care privește cu dragoste. Că Dumnezeu e bun. Și în seara aceasta, după momentele frumoase de părtășie și de închinare, cred că Dumnezeu și prin cuvântul Evangheliei va binecuvânta inimile noastre. M-am uitat la voi în timp ce se cânta. Biji, știu unde am mai văzut atâtea telefoane care să filmeze deodată? Mai știu, Câmpina sau Ploiești, acolo la Casa de Cultură? Ploiești. Știți ce m-am gândit în timp ce voi ați filmat? V-am și făcut o poză. De seară când ajung la hotel încep să număr. Că tot ceea ce ați asimilat până aici și ceea ce veți mai asimila de aici pe mai departe să rămână înregistrat și în telefoane, dar și în minte și în inimă. De cumva ceea ce s-a cântat până aici rămâne doar în telefoane și nu devine stil de viață, înseamnă că omul a rămas doar cu masca pe față, în care a vrut să arate spiritualitatea lui și faptul că se apropie și de cântare și de Dumnezeu prin cântare. Dar să știți că Dumnezeul pe care noi îl avem privește la inimă într-un mod impecabil. Vreau să încep, cu toate că nu mi-am propus introducerea asta, dar vreau să încep prin ceva ce eu am mai spus-o în predici, dar poate cuiva prinde bine în seara asta. Dumnezeu a ales să-mi dea o lecție într-una din zile, în care, într-una din nopți, mai bine spus, prin care de câte ori mă gândesc la întâmplarea asta, parcă de fiecare dată mai descoper o lecție a lui Dumnezeu. Mai descoper încă ceva ce Dumnezeu mai vrea să mă învețe. În urmă cu câteva luni bune, am fost tot aici, în Spania, la Beasain. Acolo eram tot la o conferință de tineret, vă dau câteva detalii să puteți să vă faceți un pic imaginea contextului. Acolo, într-o sâmbătă după masa, eu trebuia să plec și le-am spus fraților că trebuie să plec când spun amin acolo ca să pot să ajung la avion, că duminica trebuia să fiu la Satul Mare și n-aveam cum să nu fiu pentru că s-ar fi încurcat acolo tare multe lucruri. Am spus amin și un tânăr extraordinar, neînsurat, ia ridică-te în picioare, hai sus, hai sus mă, uitați-vă la el, și frumos, și tânăr, și neînsurat. Mulțumesc. Am împrumutat un Volkswagen Passat.
Și la un moment dat, când o zis, frate Alin, eu te duc, o vorbi cu frații și o zis, eu îl duc pe fratele Alin la avion. Eram într-o întârziere fantastică. Ne-am urcat în mașină, el știa că suntem în întârziere, eu m-am uitat în bord, trecea bine de vreo 400 de mii pasatul ăla de kilometri. Și la un moment dat ne-am urcat în mașină și am plecat spre aeroport. Bineînțeles că el s-a crezut un fel de Schumacher, dar în sensul bun, a vrut să mă ajute pe mine să ajung în timp la aeroport. Mă țineam la un moment dat, fie de scaun de aici, fie de mânerul de la ușă. M-am gândit în felul următor, mă, vreau să mor la 90 și ceva de ani, undeva acasă, pe un pat, nu pe autostrăzile din Spania. Dar am ajuns cu bine la avion și dacă aș fi pierdut avionul ăsta, poate n-aș fi trăit lecția pe care am trăit-o, care mi-a rămas în minte, și asta este datorează și lui, că m-a ajutat, a făcut în așa fel să ajung cu bine la aeroport. Am urcat ultimul în avion și la un moment dat ne-am pornit spre Cluj. Noi trebuia să aterizăm la ora 2 noaptea. Mi-am făcut eu socotelile și am zis în felul următor, la un moment dat m-am gândit eu, ajungem la 2, aterizăm, eu trebuie să plec spre satul mare, mai fac vreo 2 ore și ceva, bun, n-o să dorm deloc, nu-i problemă, important e să ajung. Ajungem, intru în avion, decolează avionul și în ochii mei sar o familie, un tată și un mamă și un copilaj de aproximativ 3-4 anișori. Acea mamă m-a impresionat într-un mod extraordinar prin modul cum s-a raportat la copilașul ei. Acea mamă a avut atât de multă dragoste față de copilașul ăla. Acel copil era cu atât de mult zâmbet pe față, era atât de entuziasmat de tot ce se întâmpla în jurul lui. Atâta ciocolată a putut să mănânce copilul ăla, atâtea chipsuri a putut să mănânce copilul ăla, tot ce-o vrut el i s-a făcut, atâta l-a pupat maică sa, l-a ținut în brațe, l-a strâns în brațe, se juca cu el, îl ciufulea, îi făcea iară freza, ăsta râdea într-una, crea o atmosferă extraordinară acolo în jurul lor, în avion, noi toți ne uitam la ei, era o priveliște pentru noi extraordinară, chiar creona o atmosferă foarte, foarte frumoasă. La un moment dat, în jurul orei 2, eu mă așteptam să ne spună, să ne punem centurile că ne apropiem de aterizare, dar la un moment dat ne vorbește comandantul și ne spune în felul următor, zice, datorită faptului că este o ceață prea densă, nu putem să aterizăm la Cluj deocamdată, vom mai survola deasupra Clujului până când vom lua o decizie. După câteva, eu am început să mă rog, Doamne Iisus, să fac cumva să aterizăm la Cluj. După câteva momente, stewardesa ne vorbește și ne spune în felul următor, așa cum ne-a spus domnul comandant, cel mai probabil nu vom ateriza la Cluj și ne vor redirecționa către Sibiu, pentru că la Cluj e o ceață foarte puternică și nu este vizibilitate pentru aterizare. Eu am continuat să mă rog, Doamne, fă cumva să aterizăm la Cluj. Și am survolat în timpul ăsta 40 de minute deasupra Clujului ca domnul comandant să ia o decizie. În timpul ăsta, acest copilaș adorme, mama lui îl întinde pe taică-so și la un moment dat tata stătea la geam, nu era nimeni între ei, trei scaune, erau ei, copilașul și tata, mama, copilul și tata, îl întinde pe copil pe taică-so și dintr-o dată femeia asta plină de veselie, femeia asta plină de entuziasm, femeia asta plină de o abordare frumoasă care transmitea în jurul ei atât de multă bucurie, începe să plângă într-un mod isteric. Bă, și începe să plângă și era dezastru plânsul ăla ei. Era la un moment dat chiar așa ciudat, deranjant oarecum. Dar nimeni nu s-a apropiat câteva femei de ea și au zis, Doamne, ce s-a întâmplat? Le-au respins pe toate și au zis, lăsați-mă în pace, lăsați-mă în pace să plâng singură. Dar la un moment dat plânsul ei era isteric, plânsul ei era de-a dreptul cumplit să-l auzi, răgnea femeia asta. În plânsul ei extrem de puternic, parcă noi nu mai știu pe unde suntem, unde survolăm, unde aterizăm, atmosfera de acolo dintr-o dată s-a transformat din mama aia plină de bucurie, din mama aia plină de veselie, din mama aia plină de entuziasm, dintr-o dată într-o mamă atât de înturerată, într-o mamă atât de distrusă în interiorul ei, într-o mamă atât de desfărmată de ceva. La un moment dat vine stewardesa din capătul cabinei, o trebuie să-și facă
treacă partea, s-a apropiat de ea și a zis: stimată doamnă, ce s-a întâmplat? De ce plângeți în halul ăsta? De ce, ce-i cu atitudinea asta? Ați fost atât de bucuroasă, ați fost atât de veselă, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Și mama asta pune mâna la gură, începe să plângă mai tare ca să nu se audă și cu cealaltă mână o respinge și îi spune: mergi, lasă-mă, lasă-mă. Dar stiuardeza săraca își făcea parte. Eu zic: doamnă, vă rog, sunt aici să vă ajut. Ce aș putea să fac pentru dumneavoastră? Ce aș putea să fac pentru dumneavoastră? Cum aș putea să vă ajut? Și dintr-o dată femeia asta se ridică în picioare. Băi, zici că eram dintr-un alt film, eram într-o altă scenă, atât de cumplită de la ceea ce v-am explicat, o mamă plină de entuziasm, de bucurie, plină de dulce, parcă așa în ea, plină de ciocolată, de ceva care îți producea o stare bună, dintr-o dată, într-o atmosferă pe care n-ai fi vrut să o mai auzi și să o trăiești. Se ridică femeia asta în picioare, se uită în ochii stiuardeze și îi spune așa: stimată domnișoară, sunt așa datorită faptului că un cancer agresiv mă bagă în fiecare zi în pământ și mă uit la copilul ăsta care în scurtă vreme va rămâne fără mamă. Își dă la un moment dat baticul jos, era o femeie la vreo 40 de ani, complet cheală, fără sprâncene, și la un moment dat pe o voce răstită, dar cu respect, îi spune acestei stiuardeze: credeți că mă puteți ajuta cu ceva? Nu puteți! S-a întors către noi în avion și a strigat către noi și în față și în spate: oameni buni, nu mă puteți niciunii dintre voi ajuta, lăsați-mă măcar să-mi plâng durerea, că mă uit la copilul ăsta care va rămâne fără mamă, care se va uita la mine numai în poze, și cât timp mai e lângă mine și eu lângă el. M-am luptat să-i creonez atmosfera aia frumoasă. Ne-am așezat toți și ea s-a așezat, la un moment dat am aterizat, mi-am propus eu să stau de vorbă cu ea, n-am mai apucat, pentru că la final toți au dat voie ei să iasă prima din avion. Dar m-am gândit la acest aspect pe care vi l-am exprimat până aici și la tema de astăzi, la femeia asta care nu m-aș fi gândit nici măcar un minut că poartă în inima ei o astfel de durere, că poartă în inima ei un astfel de sentiment, că trece prin ceea ce trece datorită faptului că a știut să mascheze, până când copilașul ăla a dormit, a știut să mascheze foarte bine, extrem de bine, trăirile ei interioare. A știut să mascheze foarte bine problema ei interioară. Potrivit cu tema din seara asta, ascultați-mă bine, mascarea durerilor interioare, mascarea trăirilor interioare, mascarea trăirilor în ascuns, în așa fel încât să nu-și dea nimeni seama, să nu cumva să credeți că e un atum viață. Pentru că omul dă o luptă extrem de puternică și profundă între aparențele exterioare și adevărul interior. Pentru că generația voastră se luptă ca și mama asta din anumite puncte de vedere între aparența exterioară, care atunci când ești între oameni dai numai zâmbete, știi să arăți tuturor că ești bine și că îți merge bine, că tu ești un tânăr care merge înspre Dumnezeu și cu Dumnezeu, dar de fapt adevărul interior deseori e altul. Și ascultați-mă bine, într-o zi adevărul interior te va da de gol. Într-o zi trăirea interioară, într-o zi ceea ce tu porți în inimă, într-o zi ceea ce tu ții acolo ascuns. Dar știi să ții masca asta într-un fel sau în altul, să poți să vii să dai bine în fața oamenilor, într-o zi te va da de gol. Și din păcate generația în care noi trăim, vremurile în care noi trăim, oamenii se luptă să ajungă la un stadiu din ăsta în care să poată să-și țină într-un oarecare echilibru pornirile lui interioare și pornirile lui interioare să și le poată cumva stăpâni. Și în momentul în care omul care are porniri interioare, care are trăire păcătoasă, care are poate dureri nespuse, care are alergare pe un front străin și pe o cărare străină, când vine la un moment dat între oameni, își ia masca aia care împarte numai zâmbete, își ia masca aia care scoate ciocolata din buzunar și zice că e bine, își ia masca aia care știe să râdă cu toată lumea și să le spună Domnul bun, și de fapt interiorul lui e total altul. Și în felul ăsta diavolul nu face altceva decât te faci un rob, te faci un sclav al unei măști pe care tu trebuie să o porți cu tine în fiecare zi.
Și asta e una din tragediile generației noastre în care noi trăim, că tare mulți oameni își iau deseori masca doar să dea bine și de fapt trăirea lor în paralel, în interiorul lor, în singurătatea lor, în străfundul inimii lor, e total alta. Și în felul ăsta oamenii merg înainte, dar uită omul că vine o zi când va avea loc marea demascare a tuturor oamenilor. Și suntem în seara asta aici, oameni în viață lăsați de Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne învețe să nu mai jucăm teatru, ca Dumnezeu să ne învețe să avem puterea, să avem disponibilitatea să-ți dai într-o zi masca aia jos, pe care o iei când pleci de acasă, în așa fel încât să fie bine. Oh, ce mare înșelătorie asta în care diavolul le spune unora că de fapt asta e maturitatea, că nu-i problemă că ai porniri lăuntrice, nu-i problemă că ai păcate ascunse, nu-i problemă că ai o trăire uneori pe un drum pe care Dumnezeu nu circulă. Important e să știi să ți le stăpânești, să nu le vadă alții. Și stare mulți care vin și spun, știi frate, mă confrunt și cu aia, și cu aia, și cu aia, numai marea problemă e că să știi că știu să le stăpânesc, să nu mai afle nimeni. Oh, e una din marile înșelătorii ale diavolului. Pentru că în momentul în care tu mai ai porniri ciudate, înseamnă că mai există fire pământească. Și Biblia spune că firea pământească trebuie să fie răstignită în fiecare zi. Ceva ce e răstignit moare și ceva ce moare nu mai are efect sub nicio formă. Mai aud oameni care vin și spun, și am mai tot spus eu asta des, zice, băi, băiat bun, e fată extraordinară, are o inimă extraordinară, numai că îl strică gura. Serios, mă. Păi zice, bă, un băiat că ăla, bă, o fată ca extraordinară, numai că îl strică gura. El, de fapt, e de treabă. Fals. Ascultați-mă bine, bunătatea pe care ție ți-o arată, de fapt, e mască. Că Biblia spune cât se poate de clar. Gura vorbește din prisosul inimii. N-are cum să aibă inima mare și bună atâta timp cât gura îl strică, sub nicio formă. Și, dragii mei, lupta pe care diavolul o dă e să te ducă doar în stadiul ăla în care să te simți super spiritual, că tu poți la un moment dat stăpâni pornirile tale. Nu-i problemă că le ai, nu-i problemă că ai viața dublă, nu-i problemă că ai ascunzișurile tale, nu-i problemă că trăiești uneori și departe de Dumnezeu. Important e să știi, să găsești metoda, cum să nu-ți uiți masca acasă niciodată, cum să vii să dai bine, cum să vii să cânți bine, cum să vii să predici bine, cum să vii să dai în așa fel încât toată lumea să te aprecieze, că oricum nu știe nimeni ce e în interiorul tău. E atât de fals. Ascultați cum arată de fapt un om al lui Dumnezeu care trăiește fără mască. Vine Domnul și se laudă cu Iov. Și eu vă întreb, n-ați vrea să mai fie astfel de oameni în generația noastră? Vine Domnul și se laudă cu Iov. L-ai văzut pe robul meu, Iov? Nu-i nimeni ca el, e neprihănit. Și toți pot să vadă neprihănirea lui Iov. Toată lumea vede neprihănirea lui Iov. Dar asta e ușor, că toată lumea poate să-și arate neprihănirea. Toată lumea poate să vină să spună, uite și eu sunt neprihănit. Uite că și eu pot să mă stăpânesc. Și eu pot să zic numai adevărul când îs alții pe lângă mine. Și eu pot, și eu pot. Și ți arăți neprihănirea în fața oamenilor. Și aparent, da, impecabil de bine. O, dar continuă Dumnezeu și spune, vă pot dovedi că Iov nu trăiește cu mască datorită faptului că Iov e curat la suflet. Și curăția sufletului se vede din împărăția lui Dumnezeu. Și în momentul în care găsește Dumnezeu un astfel de om, pe ăsta pune Dumnezeu eticheta și spune, bă, tu trăiești fără prefăcătorie, tu trăiești fără mască, ți-ai dat masca jos. O, cât de mulți sunt astăzi în generația asta. Și permiteți-mi să mai subliniez un pic aspectul ăsta. Activați sinceritatea maximă, intrați în interiorul vostru. Facem o călătorie prin interior. Nu o să vă pun întrebări la care să răspundeți. Fiți sinceri voi cu voi. De câte ori omul și ia masca și iasă în față. Și la un moment dat tu știi trăirea ta, știi pornirile tale, tu știi păcatele din ascuns, tu știi minciunile tale, tu știi bârfele tale, tu știi trăirile care de fapt îl dezonorează pe Dumnezeu. Dar ei la un moment dat fața aia de pios să cânte fratele o cântare și știi să te închei și la nasturi, și la gât, și la cămașă, și la haină, și știi să vii pios și sfios și cânti o cântare de numai. Dar Dumnezeu care vede că de fapt tu ți-ai luat numai masca să dai bine. Bine. Într-o zi va aduce marea demascare și aia e tragedie maximă. Pentru că tragedia asta pe care generația noastră o trăiește se vede în anumite momente. Eu păstorez mai multe biserici. La un moment dat am zis într-una, o să avem sfat frățesc, fraților, prezența copiilor obligatorie. Nu se poate.
Nu-i voie. Și eu mă duc acolo, am văzut și zic, fraților, așa cum s-o anunța și duminica trecută, prezența copiilor e obligatorie, dragi copii, vă aduc Kinder Bueno. Ciocolată cu banane. Ce vreți voi? Toți copiii prezenți aici. Și la un frate vine la final, frate Alin, așa ceva la noi nu-i de când e biserica. La sfat frățe să participe copii. Da, care e problema? Trebuie să-ți iei masca, prietene. Trebuie să nu ții masca acasă. Trebuie să vii să dai bine. Să fie în așa fel încât să te abții acolo. Oameni buni, ascultați-mă bine. În momentul în care omul are porniri interioare pe care trebuie să și le stăpânească, înseamnă că n-a ajuns la stadiul dorit de Dumnezeu. Ascultați-mă. Înseamnă că n-a ajuns la stadiul dorit de Dumnezeu. Am să vă vorbesc despre un om al Bibliei și am ales un verset simplu ca să-l țineți bine minte, care după ce a avut o trăire nascuns, a trebuit să o mascheze. Și în timp ce o mascat-o, ca să vedeți ce efecte are masca asta pe care oamenii o pun de spiritualitate, masca asta pe care oamenii o pun să dea bine, masca asta pe care oamenii o așează în așa fel încât să apară bine în poza vieții. Și ascultați, împăratul lui Israel, David, are trăirea lui ilegală nascuns. La un moment dat spune, nu-i nicio problemă că o maschez. Și oarecum, într-o oarecare măsură, până într-un punct, până a ajuns Nathan la el în birou, o a putut să mascheze toată povestea asta. Și ascultați ce zice Biblia și David ce exprimă, câtă vreme am tăcut, ca să vedeți efectele trăirii sub mască. Din păcate, foarte mulți nici nu-și mai dau seama pe ce topogan s-au pus. Cum arată de fapt viața fără de mască? S-au obișnuit cu viața asta în care trebuie să-și ia masca și la un moment dat David își pune masca aia de om neprihănit, de om extraordinar, cu toate că avea păcatul înfăptuit, pus acolo la naftalină, avea trăirea lui nascuns și exprimă David în felul următor. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și o venit la un moment dat, David se exprime, oameni buni, câtă vreme am trăit cu mască, să vedeți cum arată de fapt viața reală a oamenilor care trăiesc sub o anumită mască, care una fac, alta trăiesc, una zic, dar de fapt sunt alta. Oameni care, uitați-vă astăzi, nu voi cunoașteți oameni care urăsc? Cunoașteți oameni care urăsc? Cunoașteți oameni care au oameni pe alții care nu-i suportă? Cunoașteți oameni care n-ar vrea să vadă pe cineva în fața ochilor într-un fel sau în altul? Cunoașteți oameni care nu vrea să-l sufere pe X, pe Y, pe colega și pe colegul? Ce fac ăia când sunt într-un anume cadru? Și vine diavolul și te păcălește, bă, trebuie să fii civilizat. Nu, ești cu masca aia demonică în care vii și spui, Dumnezeu să te binecuvinteze, pacea Domnului. Omul zice, pacea lui Dumnezeu să vină și de fapt tu transmiți acea ură într-un mod indirect, dacă s-ar putea vedea ura care iasă din tine, dacă s-ar putea vedea minciuna care iasă din tine, dacă s-ar putea vedea trăirea dublă care iasă din tine, s-ar cutremura omul și aia de pe lângă tine. Și omul trăiește, nici nu-și mai dă seama că e un pericol fantastic. Sunt prea mulți care au învățat să-și mascheze trăirea asta. Sunt prea mulți care sunt atât de profesioniști să-și mascheze trăirea dublă și se simt spiritual pentru faptul că știu să mascheze. M-am săturat de oamenii ăștia. Mi-am pus atât de mare speranță în generația voastră. M-am săturat de oamenii care le cunosc pornirile, le cunosc trăirile, le cunosc minciunile, le cunosc cura din inimă în dreptul altora și mai apoi când iasă în față la învoane, știe să spună Dumnezeu e mare și El îi tăgăduiește puterea lui Dumnezeu. Pentru că ia doar masca aia să fie bine. Oameni care vin și vorbesc de pace între oameni în biserică și mai apoi omul e plin de război. Numai un pic să-l ataci, numai un pic să nu fii cu el pe aceeași linie. Te execută din trei mișcări. Dar de fapt omul își ia masca aia în care trebuie să fie bine, că e în comitet. Bă, sunteți tineri. O să trebuiască să umpleți comitetele în câțiva ani. O să trebuiască să umpleți rândurile la amvoane. O să trebuiască să ieșiți în casele voastre și să aduceți o direcție clară. Tați și mame cu măști pe față, slujitori mascați, cântăreți mascați,
Oameni care au viață dublă, dar știu să o ascundă. Și venim deseori în bisericile noastre, iertați în modul direct. Și în loc să se coboare prezența lui Dumnezeu, plecăm la fel de beton și de reci cum am venit. Și mai apoi mințim de la învoane și spunem, Dumnezeu a fost între noi. Și dacă ar putea Dumnezeu să strige, prietene, Nina a încălcat pe acolo. O, Domnul ne-a vorbit și iasă unul prinde mască pe față. Dar trebuie să-și pună poezia, trebuie să-și pună predica, trebuie să-și ducă schița până la final. Și mai apoi ne ridicăm noi ca pastor și trebuie să o dregem. Domnul ne-a vorbit, cine a vrut să ia o lua serios? Pentru că oameni buni, oamenii s-au învățat să trăiască în dubligitatea asta și au devenit profesioniști să o mascheze. Și David până într-un punct. Și ascultați care sunt de fapt efectele în viața unui om care trăiește sub o astfel de mască în viață dublă, de trăire dublă. Și ascultați primul efect, câtă vreme am tăcut, ascultați, mi se topeau oasele. În momentul în care trăiești cu masca asta dublă, una ești, alta zici, una ești, alta faci să se vadă între oameni, în momentul ăla oasele, dacă îmi permite să continui în ceea ce psalmistul parafraza, se topesc. Și știi ce se întâmplă cu un om care trăiește sub o anumită mască, duplicitate, în care știe să-și ia masca să dea bine și mai apoi trăiește efectul ăsta al oaselor topite? Ia luați voi o husă din plastic de telefon, permiteți-mi exemplu, și duceți-o și puneți-o lângă o temperatură foarte ridicată. Și după ce puneți temperatura aia foarte ridicată, husa de plastic din telefon, de la telefonul vostru, lăsați-o acolo câteva minute bune, de la temperatură de 100 și ceva de grade. Luați mai apoi husa aia și încercați-o să o puneți pe telefon. Nu mai merge. Și deseori oameni care nu se mai potrivesc, așa cum nu se mai potrivește nici husa aia, trebuie să fie tați în case. Și trebuie să fie mame care trebuie să-și clădească casa. De-aia nu se mai potrivește, că e topită. Pentru faptul că trăiește într-o duplicitate cruntă, mama aia e topită, tatăl ăla e topit, e modificat, a suferit niște modificări majore. Oi, ai tot husă. Dacă întrebe cineva ce e asta, îți va spune, e o husă de telefon, uite, e o husă, da, dar e o husă care nu se mai potrivește pe telefonul tău. Și gândește-te că un tată care trebuie să fie curat, preot în casă, care trebuie să fie un om cu o eleganță divină în fiecare zi, cu un echilibru extraordinar, care trăiește într-o anumită duplicitate, de diavolul modifică, se topește de tot ce înseamnă Dumnezeu, se scurge tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, se sfărâmă tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Nu mai rămâne tatăl ăla creat de Dumnezeu, rămâne un tată modificat, rămâne o mamă modificată, rămâne un slujitor modificat, rămâne un tânăr modificat. Și la un moment dat îl iei și îl pui în casă, părinte, și părintele ăla modificat de diavolul, topit și scurs din el toată vlaga lui Dumnezeu. La un moment dat omul ăsta trebuie să ia decizii în casă. Oh, și tu nu-ți dai seama că tu nu mai ești omul cum ar trebui să fii. Tu nu mai ești acolo, ești în locul în care ar trebui, dar nu te mai potrivești 100%. Te-ai lăsat modificat pentru faptul că trăirea în duplicitate cu mască face să se topească tot ce e bun în tine. Și când se topește tot ce e bun în tine, se modifică viața. Da, dar tu-ți iei din nou fața aia de pios. Îți iei din nou husa și o pui pe telefon. Și unii nici măcar nu-și dau seama, ia luați voi o husă din asta spartă, crăpată, modificată, în care săracul un colț stă așa, o altă parte stă peste telefon și puneți-o așa pe masă. Poate din bun simț unul nu o să vă zică, bă, nu poți să-ți cumperi și tu altă husă, nu vezi că nu se mai potrivește. Pentru că, dragii mei, din păcate, astfel de oameni modificați de diavolul, datorită trăirii în duplicitate, sunt puși în puncte cheie. Un tată în casă, pun cheie și voi sunteți tineri aici care trebuie să vă căsătoriți, să deveniți tați și mame. O mamă în casă, punct cheie. Un cântăreț în biserică, punct cheie. Un slujitor la amvonie, punct cheie. Un pianist la pian, punct cheie. În care Dumnezeu, prin ceea ce faci tu, trebuie să coboare. Dar tu ești modificat. Unda prin care Dumnezeu trebuie să coboare. Nu mai are parametrii normali. Nu mai are dimensiunea normală. Și-a modificat dimensiunea și Dumnezeu spune, băi, aș coborâ la tine în casă, eu aș coborâ în cântarea ta, eu aș coborâ la slujire când ești și tu. Numai nu pot, că tu te-ai lăsat modificat, te-ai topit și diavolul a reușit să te modifice.
Și a venit David și a zis, câtă vreme am încercat să maschez eu. Eu de fapt am fost un modificat. N-am fost eu. Cum ar fi să zică pastorii de la Amvon? Fratele modificat X, să vină să cânte o cântare. Ciudat, cum să zici, bă, modificatule, Dumnezeu să te binecuvinteze. Îi spune, bă, nu vorbi chiar așa, păi ce? Oh, bine, există și stilul ăsta, zi ce ai cu mine. Și n-ai cum, că și-a masca. Și la un moment dat, am mai spus eu, mai vine câte unul la mărturisire, auziți. Frate Alin, când ne-ai chemat pe toți biserica care vor, am simțit să vin și eu, că n-am mai fost de vreo 15 ani, și am venit și eu, vă ascult. Zice, n-am făcut șocat toți oamenii. Păi cam ce? A, nu sunt din astea, am mai mințit câteodată, zice. Pe ăla nu l-am suferit, e drept, l-am mai vorbit, e drept, cu o perioadă l-am făcut praf pe unde l-am prins, da, așa ca toți oamenii. Și eu mi-au fața aia așa de, și zic, și eu, dar cum ai putut să faci așa ceva? Și eu când îmi iau fața asta serioasă și spun, mă, dar cum ai putut să faci? M-a ridicat totodată la unul în picioare. Dar cum ai putut? Oameni buni, o sărit în picioare și a zis, ce e așa de grav? Ce-i cu atitudinea asta? A, deci el era speriat de atitudinea mea. Nu de a lui. Era atât de modificat încât nu-și mai vedea starea. El era atât de modificat că nu mai vedea că e pe tărâm greșit. Spui, cum adică, mă? Tu ai mințit. Biblia arată foarte clar că la care minte îi zice la dracu tată. Și băi, tu modificatule, băi mincinosule, tu ai venit aici și ai vrut să cântăm noi doi. Și ne-am pus vasele unul lângă altul, vasul tău modificat și nu mai putut să mai curgă nimic. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, este un pericol atât de puternic pe care diavolul aduce în viața unui om în momentul în care alege să trăiască în duplicitate. Doi, ascultați-mă, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele și ascultați ce zice Biblia, fiți foarte atenți, de gemetele mele necurmate. Auziți, în momentul în care tu trăiești în duplicitate, una ești în interiorul tău, în camera ta, în telefonul tău, ia gândiți-vă prin istoric pe acolo, de câte ori îl ștergi, dacă ar intra cineva ce ar găsi, una ești acolo, alta trebuie să fie aici, că trebuie să fii, ți-ai luat masca. Pe lângă faptul că te topești și tot ce e Dumnezeie se topește, se duce. Tot ceea ce e sfânt, tot ceea ce e binecuvântat se duce, ascultă-mă, rămâi numai alamă sunătoare, nu mai strălucești, rămâi numai chimvanul ăla care face gălăgie, zdrongo, zdrongo și atât. Mai apoi și începi să oftezi. Oameni buni, atât de mult iubesc oamenii plini de entuziasm, mi-e dor de oamenii ăștia, de oameni plini de entuziasm, oamenii care au puterea să producă acel entuziasm în jurul lor, încât să te facă să-L crezi pe Dumnezeu mai tare, să-L iubești pe Dumnezeu mai tare, să-L dorești pe Dumnezeu mai tare. Știți de ce v-ați pierdut mulți entuziasmul? Știți de ce viața multora oftează? Viața multora oftează și și-au pierdut entuziasmul pentru că trăiesc o viață duplicitară. Zice, gemeam. Du-te într-o terapie intensivă. Dar într-o terapie intensivă în care nu-s toți în comă, în care s-a așa într-o semicomă și mai ales dacă nu-și mai face morfina, nu-și mai face efectul. Ia du-te în terapia asta intensivă și la un moment dat stai acolo așa vreo două ore să vezi că după cel mult o jumătate de oră vrei să pleci și trăiești cu sechele. Câte văicăreli vei auzi acolo, câte oftări vei auzi acolo, câte gemete de durere vei auzi acolo, nu o să auzi în niciun altă parte. Ei, transpuneți terapia asta intensivă în viața oamenilor care trăiesc duplicitar și s-au lăsat modificați de diavolul și care la un moment dat începe să ofteze în fiecare zi și nu mai are acea bucurie extraordinară care să-L coboare pe Dumnezeu. Bucuria, fiți atenți, care să spui, bă, ai o problemă, da, eu mă pun cu tine pe genunchi. Ești atât de bucuros că Dumnezeu e ăla care poate. Nu-ți fă nicio problemă, Dumnezeu are toată puterea, Dumnezeu e să... Hai să ne rugăm, te pui pe genunchi cu atât de mult entuziasm încât Dumnezeu să coboare acolo lângă tine și să-L simți și să aducă mai apoi victorie. Știți, ia spuneți voi, care e prima reacție a marea majorității oamenilor când vine cineva și spune, fata mea o fugi de acasă. Oi, oi, zice, mi-e milă de tine. E greu, te compătimesc.
Asta trebuie să fie, de fapt, atitudine? Când o zi văzut ăștia, Marea Roșie trebuie trecută. Ioi, e complicat, nicio șansă. S-a uitat Moise în sus și a zis, Doamne, o rezolvăm și pe asta? O rezolvăm, Moise. Pune toiagul în mare să le arătăm la ăștia cine sunt eu. Nu vine Moise, Doamne, gata, e dezastru planetar. Plecăm toți, oameni buni. Cei mai mulți oameni în fața unei situații complicate prima dată oftează. Nu mai au puterea să mai creadă, să mai aibă entuziasmul pentru faptul că viața e duplicitară. Mi-aduc aminte odată un frate de-a meu, eram noi în Austria și a venit și a zis atâta de supărat într-o zi și a zis, bă, nu mai pot, bă, lucra la o pachetă, firmă asta de pachetărie. A zis, bă, mi-a dat 100 de opriri într-o seară să ducea la magazine, piese auto. Și bă, m-am dus, deci am avut pachete multe. O venit într-o seară la noi acasă și le spune la copiii mei, fiți atenți aici, o ia pe Mateo și pe Carina, fiți atenți aici. Dacă voi vă rugați ca să am la noapte numai 50 de opriri, mâine dimineață vin la ciocolată, cu ciocolată la voi. Prima mea reacție a fost, te mă vezi de treabă, nici n-are rost să te rogi. Mateo cu Carina, când au auzit de ciocolată, au zis, cum să nu? Că le dădea Andreea cu porția, că prea multe dulciuri nu-i zbunesc. Și cum să nu? S-au pus să-și, Doamne Iisuse, fă-n așa fel încât să aibă Sebastian la noapte numai 50 de opriri, numai 50 de locuri să livreze. Și la un moment dat vine ăsta, vine, îmi trimite mesaj, Alin, 50 de opriri, nu cred. Nici mie nu-mi venea. Pentru că așa e român, întinde coarda, vine a doua zi și le spune, veni cu ciocolata. Fiți atenți aici. Dacă vă rugați ca la noapte să am 30 și mâine vin cu ciocolată. I-am spus la Andreea mea, bă, dacă aveam atât de multe credințe, îi spuneam, nu-i mai pune să se roage că nu le mai dăm ciocolată. Dar noi n-am mai avut atunci atât de multe credințe. Am zis, vezi de treabă, că nu-l să prinde. Și la un moment dat ăștia se roagă, Doamne, și acum parcă îi văd în cameră, Doamne Iisuse, până așa fel să aibă Sebastian 30 de opriri. Ăsta dimineața ajunge cu plasa cu ciocolată. Bă, 30. Vine înapoi, de 4 ore a fost. Vine înapoi și o zis, fiți atenți aici, dacă vă rugați să am 15 opriri. Următoarea seară 15. Și la un moment dat, că așa e român, întinde coarda și zice, dacă vă rugați să am 7. Vine și a patra dimineață cu ciocolată. Am avut ciocolată în toată luna și a zis, uite aici, am avut 7 opriri. Știi ce mi-am dat seama? Vine Biblia și spune așa, dacă nu vă veți face asemenea unor copilași, cu niciun chip nu veți vedea împărăția cerurilor. Nu, hai să luăm pe un copilaș să-l punem în bucata asta. Ia un copilaș care joacă teatru. Nu joacă teatru copilul. Eu mai scot câte un copil în față, în povestea asta, am mai scos câte un copil în față și la un moment dat într-o biserică scot un copil, cred că la voi, nu? Și zic, auzi, dacă am vrut să le arăt ce inimă are un copil, tu-l iubești pe mami și pe tate? Și ăla zice, da, îl iubesc. Îți iubești frățiorii? Da, îi iubesc. Și după aia zic eu că te lauzi dacă ai o ciocolată, îmi parți cu frații tăi. Bă, măcar a fost sincer. Ăla nu a luat masca aia, da, un par. Și când merge acasă să se bată cu frații lui pe Kinder Bueno, ăla a avut curajul să fie sincer. Pentru că un om, ascultați-mă bine, care trăiește fără de mască, care trăiește așa cum Dumnezeu, care formează un echilibru sfânt între interior și exterior, ăsta nu oftează în fața momentelor complicate. Auziți ce zice Biblia? Că știu gândurile pe care le-am cu privire la voi sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și omul care echilibrează în interiorul lui, în așa fel încât exteriorul să bată cu interiorul și interiorul să bată cu exteriorul, omul ăsta în fața unei situații complicate, ăsta nu oftează. Omul în fața situațiilor complicate, ascultați-mă bine, ăla își ridică privirea în sus și spune, știu gândurile lui Dumnezeu cu privire la mine, știu gândurile pe care Hristos le mai are pentru viața mea. Rămân credințat în mâna lui Dumnezeu, pentru că inima mea care nu e împărțită, nu e duplicitară, inima mea care rămâne pe traiectoria lui Dumnezeu, întotdeauna e ținută de Marele Stăpân, rămâne pe brațele Lui și Dumnezeu îmi șoptește, Alin, eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine, dar ascultați-mă, în momentul în care omul trăiește viață duplicitară, Dumnezeu ar vrea să-i mai transmită câte un mesaj, canalul e modificat și nu mai ajunge mesajul, nici mesajul
bun al lui Dumnezeu nu mai ajunge. Ai vrea să mai auzi un glas al lui Dumnezeu. Ai vrea să mai auzi o vorbă din partea lui Dumnezeu. Și nu mai vine și suspin și oftez. Și nu mai și oftez datorită că nu-ți mai vezi rugăciunile împlinite. Și oftez că nu-ți mai vezi rugăciunile ascultate. Și oftez că nu-l mai vezi pe Dumnezeu că se implică. Și spui întrebarea de ce? Și unul din răspunsurile e următorul. Pentru că viața ta e cu mască. Și Dumnezeu vrea să-ți dai masca jos, să creonezi echilibrul ăsta extraordinar între interior și exterior, în așa fel încât Dumnezeu să poată să troneze. O, Davide, câtă vreme ai tăcut, ai început să oftezi. Gemea David singur prin palat. Bă, nu mai pot, bă, nu mai pot, îți terminat, îți praf. O, sunt mulți în generația asta care gem așa și care oftează așa. Și vin mai apoi între oameni și dau să fie bine. Cum e, frate? E bine! Și mai apoi, viața o ia așa pe un topogan ciudat. Și, dragii mei, în al treilea rând, când stai cu masca pe față și nu faci echilibrul ăsta între aparențele exterioare și adevărul din interior, mâna Domnului începe să apese. Ascultați-mă! Nu sunt în seara asta aici pe post de sperietoare, dar vreau să vă fac conștienți de cât de supărat e Dumnezeu pe un om care joacă dublu. Îl aduceți aminte pe Anania și pe Safira? Ăștia și-au luat masca de oameni care vor să facă și un mare bine. Ce faci, Ananiu? Bine, tu? Își ia masca, fac un plan și zic, fii atent aici, noi vindem oșioara cu atâta, dar mințim că am vândut-o cu atâta, dar mergem acolo să dăm și noi bine, că am pus și noi banii. Știți cât e de supărat Dumnezeu când cineva joacă dublu? Și dacă nu te-a trăznit Dumnezeu până astăzi, e mila și îndurarea care te îndeamnă la pocăință. Și ăsta e Dumnezeu, ascultă-mă bine. Îți imaginezi cât de periculos e momentul ăla în care te duci la școală? Pe vremea mea se fuma după garaje. Pe vremea voastră nu știu ce se mai întâmplă, pe aici, prin Spania, pe România știu. Dar nu poate să fie noi departe de voi sau voi de noi. Și mai apoi vin biserică și trebuie să cânți, trebuie să te rogi, trebuie să fii între tineri, trebuie să fii. Bă, vii la tineret, vin, zice, nu lipsesc. Dar tu ai partea aia, bucățica aia dezastroasă, care o joacă dublu și într-o zi mâna lui Dumnezeu începe să apese. Și să vezi după aia voi căreli. Frate, unde-i Dumnezeu? Și Dumnezeu spune, auzi, eu aș fi coborât la tine, dar mi-ai modificat calea. Eu aș fi coborât la tine, dar în mijlocul oftărilor ălora de păcat și de duplicitate nu pot să cobor. Și începe mâna Domnului să apese și apasă peste David și începe David să-și îngroape pruncii și începe David să-l doară. Oameni buni, sunteți tineri, vă prinde bine subiectul ăsta ca să învățați din timp să n-ajungeți într-un anume context ciudat. Am ajuns în casă într-o familie, ascultați-mă, cu copilul în pat, lovit de mașină, în comă vegetativă. M-am dus la un moment dat în casa aia, am văzut o femeie distrusă, distrusă. Nu dormea femeia aia nopți la rând. Am început să-i compătimesc. Și am văzut la un moment dat un tată care primele minute au vrut să-mi spună că ce pocăit e el, că ce sfânt e el și că nu înțelegea de ce Dumnezeu a început să apese. După câteva minute, undeva pe un scaun, începe să plângă în hohote și îmi zice printre lacrimi, nu mai pot să joc teatru, copilul ăsta e așa din cauza mea. Toată viața m-am jucat, toată viața. O zis, toată viața am zis că pot să-mi stăpânesc pornirile, că nu-i problemă că, că le am, important e că le pot stăpâni. Ascultați-mă, o veni la mine cu o sticlă în mână, o zis, o vezi? M-o chinui toată viața și o mă duc la biserică, era cu alcool. Și o zis, pun mâna pe Biblia asta
Și la un moment dat oftez și trag așa aer. Bă, mai dă-mi, te rog, putere încă un îndemn. Mai dă-mi putere, măcar încă o predică. Și-a zis, frate Alin, ascultă-mă. Și oftez pentru că eu duc o viață dublă. Îmi duc cumva predică, o închei, cum o închei, cumva o duc. Și am crezut că o duc așa la nesfârșit. O deschis un dulap plin de sticle, jumătate dintre ele goale, jumătate pline. Și asta de ce le țipe astea goale aici? Mi-a fost rușine să le arunc, să nu mi le vadă vecinii în tomberon. Și-a zis, ascultă-mă, nu mai pot. M-a avertizat Dumnezeu că într-o zi mâna lui va apăsa și nu m-a interesat. Copilul ăsta e din cauza mea. M-am uitat la el, ar fi meritat o bătaie bună. Bă, ți-ai băgat copilul în comă. Că știi ce zice Biblia? Păcatele părinților se răsfrâng și se plătesc în pruncilor. Pentru că viața dublă, care stopește tot ce-i din Dumnezeu, din tine și scurge, te învață diavolul să-ți iei masca aia, că mai ai ceva oloi, că mai ai ceva sevă, dar de fapt e doar forma de evlavie care tăgătuiește puterea lui Dumnezeu. Că de fapt viața dublă, ascultă-mă, te deformează, nu mai ești tu, nu mai ești cum ar trebui să fii, gemi. Și nu mai produce, ești ca în terapie intensivă. La cine îi place să stea în terapie intensivă? La nimeni. Și stăm lângă unii care toată viața gem, care de fapt viața curată îl coboară pe Dumnezeu și îți spune în fiecare zi, eu am gânduri de pace pentru tine. Și încep să prinzi entuziasm. Și mâna Domnului nu mai apasă și încep să-L vezi pe Dumnezeu. Vreau să vă zic ceva. Știți care e beneficiul unei trăiri curate, fără de mască? Nu doar că nu mai te modifică diavolul și rămâi așa cum Dumnezeu vrea și se folosește Dumnezeu de un astfel de om. Nu doar că nu mai gemi și nu mai oftezi, ba dimpotrivă prinzi entuziasmul ăla extraordinar. Nu doar că nu apasă mâna lui Dumnezeu, ba dimpotrivă vine să te ridice mâna lui Dumnezeu. Și începi să trăiești victorii, poate când te aștepți mai puțin, începi să trăiești victorii. Într-una din zile eu am ajuns acasă de la Rădăuț. Am zis așa, dorm mâine dimineață cât pot de mult. Aveam la un moment dat sâmbătă o nuntă și am zis, bă, până la nuntă dorm. În momentul în care eu am deschis ochii, am pus mâna pe telefon, mi-era pe silențios, suna un număr. Și m-am tot gândit, răspund sau nu răspund? Răspund sau nu răspund? Bă, dar eu sunt tot ăla. Și dacă mă sun la două noaptea, și dacă mă sun la trei dimineața, și dacă mă sun, tot ăla. Răspund, alo, da. Pace, frate Alin, pace. Poți să vii cu mine până la soră mea lângă Timișoara, la gearma ta, care e bolnavă de cancer și m-a rugat să-l aduc pe pastor să-i facă ungerea? Fa! I-am zis, fix în dimineața asta. I-am zis, frate, eu sunt foarte prins astăzi. Mai am și o întâlnire la ora 1, am și nuntă la ora 3, dar uite cum facem. Dăm 10 minute timp măcar să-mi anulez întâlnirea de la ora 1. Și îți spun după 10 minute. În alea 10 minute eu am închis telefonul și la un moment dat, parcă în mintea mea răsuna un glas de mamă. Țineți minte aspectul ăsta. Fiica mea are nevoie de tine. Bă, știți că în mintea mea răsuna un glas de mamă, fiica mea are nevoie de tine. Dar mi-a spus că are 70 de ani femeia la care trebuia să-i fac ungerea. M-a sunat și am zis, frate, vin, dar mă duci repede și mă aduci, așa ca și Schumacherul nostru. Am plecat, pe mașină ascultați ce-mi povestește. S-a declarat atee, îl înjură pe Dumnezeu, îl blastă-mă. E certată cu toți din casă. Nu ne suferă pe niciunul. Nu răspunde la telefon. Păi și eu mă gândeam, tu pentru asta mă duc să-i fac ungerea? N-am vrut să-l jignez, n-am vrut să-i zic, mă tot frământam. Cum fac? Cum o dreg? Ce-i spun? Cum o scot la capăt într-un fel? N-am zis nimic.
că trebuie să fie bine. Ce le povesteam azi la băieți, că așa-s pastorii, trebuie să fie bine, nu? Am ajuns acasă, la ei, intru în cameră și rămân cu o bătrânică. Iertați-mi. Era într-o stare complicată, avea o găleată lângă ea, înțelegeți, nu mai intru în detalii. Și nu întreb așa. Am înțeles că ați făcut parte din familie de pocăiți. Da. La 20 de ani am plecat de acasă. O bucată de vreme mi-au luat masca că totuși e bine. Și într-o zi n-am mai putut să mai țin nici masca. Viața mea a început să se ducă în jos. Diavolul m-a deformat. După ce mi-a deformat, am început să gem și să oftez. Oftările alea mă făceau să spun nu-L vreau pe Dumnezeu, dar-L vroiam. Oftările alea m-au făcut să spun că eu nu mai cred în Dumnezeu, dar credeam. Mâna Domnului a început să apese. Un copil a murit, altul l-a lăsat la casa de copii o bucată de vreme, complicată viață. Și am zis, dar credeți în Dumnezeu? Da, cred. Credeți că Dumnezeu vă iartă? Da, cred. Aveți puterea să mărturisiți asta public? Da. Poate să vină fratele dumneavoastră să vă filmeze cu telefonul, să le trimită și la ceilalți frați că iubiți, că vă cereți iertare. Da! Vedeam pe fața ei cum începe să radieze. Și o întreb, dar de ce n-ați făcut botezul până astăzi? Că m-a modificat diavolul. Și o întreb mai apoi, fără să mă gândesc ce iasă într-un final, dar ce-ar fi să vă botezați? O zis, n-ar fi nimic și ar fi foarte bine. Și tu nu pleci de aici până nu mă botezi. Eu mă grăbeam că trebuia să plec. Stați un pic, am zis. Era sâmbătă. Ascultați-mă, mâine nu pot, că e plină duminica. Luni nu pot. Marți nu pot. Da, marți încerc, miercuri încerc, cel târziu joi eu vin la dumneavoastră aici și vă botez. Mai aduc niște tineri, mai aduc 2-3 pastori. Ascultați-mă, facem aici o sărbătoare frumoasă. Poate vă vin frații din cealaltă parte a țării. Ascultați-mă, o să fie frumos. S-a ridicat în șezut așa cum a putut ea și a zis către mine, pastore, tu nu înțelegi că nu pleci de aici până nu mă botez? Dar da, de ce? O zis, în sfârșit am putut să renunț la masca aia care m-a ținut 40 de ani. Tu n-ai cum să simți ce simt eu în inimă. Îs liberă, v-am citit în seara asta, nu mai trăiți ca rob, fiți slobos. O zis, îs liberă, vreau să-L simt pe Dumnezeu. Vreau să nu mai trăiesc cu masca asta pe față. Vreau să nu mai trăiesc, să maschez viața. Păi zic, da, am auzit că v-ați declarat atee. N-a fost real. Da, dar e grav că ați exprimat. E grav, dar n-a fost real. Eu credeam în Dumnezeu. La insistențele ei o botez. Repede. I-am zis la fratele ei, cum nate, pregătiți repede să o botezăm. Am botezat-o și am plecat repede, că numai la nuntă am ajuns. Vine frate sau a doua, zice, poți să-i duc cina, că era cina. Da, puteți să-i duceți cina. M-am gândit luni. Păi, dar de ce n-o putut, mă, să aștepte? Uite, mă, mergeam mâine, cu încă 2-3 păstori. La ora 7 dimineața, fratele ei mă sună, frate Alin, marți, la 7 dimineața, frate Alin, sora mea a plecat din lumea asta. Miercuri seara eu am fost la priveghiul ei. Și joi, un alt frate păstor s-a dus și a înmormântat. N-ar mai fi fost pentru ea nicio marțe. N-ar mai fi fost pentru ea nicio miercuri. N-ar mai fi fost pentru ea nicio joi. A zis, pot să-mi dau masca jos? Mă primește Hristos? Mă primește Dumnezeu? Pot să revin la forma inițială? Pot să nu mai oftez, chiar dacă datorită durerii oftez, dar sufletul meu să nu mai ofteze? Poate Dumnezeu să facă în așa fel încât mâna Lui să nu mai apese? Da! Îmi dau masca jos. Merită! În seara de priveghi am mai trăit o lecție. Vin frații ei din zona Bucovinei. Și ascultați! Pe drum îmi povestea fratele, mama mea a fost o femeie sfântă. N-a trăit o viață dublă niciodată.
ce a fost în exterior a fost și în interior și invers. În seara de priveghi, miercuri, unul din frații ei, eu am predicat, le-am explicat cum a fost acolo și la final vine la mine și plângând un frate, așa, un bărbat bine făcut, înalt, cu lacrimi în ochi, se scutura de plâns. O zis, frate Alin, noi astăzi am trăit istorie frumoasă. De ce? În urmă cu 51 de ani, mama mea, când o zis mama mea, am început să-mi aduc aminte de tot ce îmi spunea fratele ei de maică sau o femeie cu inimă curată, o femeie fără duplicitate, o femeie care trăia pe traiectoria lui Dumnezeu, o femeie nemodificată de diavolul, o femeie care l-avea pe Hristos în inimă, un glas de mamă care mi-a spus că fiica mea are nevoie de tine, toate se perindau în mintea mea. O zis, în urmă cu 51 de ani, mama mea a avut o promisiune din partea lui Dumnezeu prin glas profetic. Femeie, fiindcă trăiești curat, tu chiar dacă nu vei mai fi în lumea asta, rugăciunea ta va rămâne ascultată și cea pentru care tu te rogi, nu voi cobor în țărâna pământului până nu voi mântui. Voi trimite un sol al meu, chiar dacă va fi în ultima clipă. Și cei de după tine vor vedea asta. Băi, oameni buni, știți de ce vă ține diavolul să trăiți dublu? Știți de ce? Pentru faptul că duplicitatea aia îl face pe Dumnezeu să nu-ți mai asculte rugăciunea. Stai modificat. Tu te simți bine că dai bine, că ai masca aia pe față, dar de fapt ești un modificat. Oftezi și la alții le zâmbești, dar de fapt rugăciunile tale nu mai sunt cu entuziasm. Entuziasmul ăla care îl onorează pe Dumnezeu, îți numai cu văicăreli care nu-l impresionează pe Dumnezeu. O, ai parte de mâna păsată a lui Dumnezeu. Și diavolul e bucuros că te ține în duplicitatea asta cu masca aia pioasă pe față de pentecostal, de baptist, de creștin, nu știu de care, de om care, băi, eu mă duc la biserică, eu predic, eu cânt, eu mă rog, și de fapt e doar duplicitatea ieftină și pierzi adevărata putere a lui Dumnezeu. Dar în seara asta sunteți aici și suntem aici pentru că Dumnezeu vrea să vă spună și să ne spună, dă-ți masca jos. Dar de ce să mi-o dau? Ca să te aduc la forma inițială. Să nu mai stai modificat de diavolul. Dar de ce să-mi dau masca jos? Să nu mai oftez, mă. Să mai pui și tu cântarea biruinței. Să mai pui să mai ridici mâini și să spui spre cer, Dumnezeul meu e mare. Dar de ce să-mi dau masca jos? Ca să poți să fii tu însuți înaintea lui Dumnezeu. Să poți echilibra interiorul cu exteriorul, așa cum Dumnezeu vrea. Și mai apoi să vină Dumnezeu, nu să apese, să vină Dumnezeu și să te ridice și să simți ridicarea lui Dumnezeu. O, cât stați, n-ar trebui să-și dea măștile jos. Câte mame, oare cum ar arăta casele alea? Doare câți membri din biserici care vin aici oftând, nu rogă-te cu ei, nu cântă cu ei, care vin aici modificați, nu fă în așa fel să coboare un de lemnul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu mă că dau cu el pe jos și nu-l prăpădesc, rămâneți la forma pe care Dumnezeu a creat-o, nu vă mai lăsați modificați de diavolul în care să dați bine numai în poza vieții, rămâi înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, ăsta sunt eu. Oh, când o înțeles David că trebuie să-și dea masca jos, s-o prăbușit. Și începe David să facă o rugăciune profundă. Iubesc rugăciunea asta. Ascultați. Fă-mă să aud din nou veselie și bucurie. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura iarăși. Și începe David. Doamne, mi-am dat masca jos. Ți-am mărturisit ție vina păcatului meu și tu ai iertat-o. Dar de ce ai mărturisit-o, David? Că mi-am dat masca, că n-am putut să o mai maschez. N-am putut să o mai țin. Mă dureau oasele, oftam toată ziua. Își dădeau ăștia seama până la urmă. Și începe David. Doamne, zidește în mine o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale.
și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Credeți că coboară bucuria mântuirii pe unul care joacă dublu? Nu. Vreți bucuria mântuirii lui Hristos? Pentru asta e obligatoriu să dai masca jos. Vă invit să vă ridicați în picioare. Una dintre cele mai complicate momente ale omenirii va fi acela când Dumnezeu va face marea demascare, în care oamenii nu vor mai avea curajul să se uite la splendoarea lui Dumnezeu, la măreția lui Dumnezeu, vor băga capul în pământ. Doamne, mi-e rușine. Și va spune Dumnezeu, știi că te-am lăsat odată acolo la Elim? Ca să te duci și să ai curajul să spui, vreau să scap de viața duplicitară? Noi când ne gândim la viața duplicitară, ne gândim la ea care curvesc și nu arată. Ne gândim la ea care fac păcate mari și nu arată. Nu, 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 ascultați-mă. Deseori diavolul vă ține în viața duplicitară în lucruri foarte mici. Și cu alea mici îți prăpădește veșnicia. În seara asta, tu ești aici că Dumnezeu strigă din cer. Vrei să nu mai trăiești modificat de diavolul? Vrei să nu mai trăiești teatrul ăla în care că ești bine, dar de fapt numai tu știi cum e seara când stingi becul? Vrei să-L simți pe Dumnezeu că te ridică, nu că apasă mâna lui Dumnezeu? Pentru asta Dumnezeu e prezent aici. Și ascultați-mă, Dumnezeu stă cu mâna întinsă. Dar eu nu știu când se va termina viața mea sau viața voastră, sau viața voastră sau a voastră, dar știu un lucru, că dacă voi ajunge înaintea lui Dumnezeu fără viață dublă și cu aia curată, originală, de Dumnezeu lăsată, voi auzi frumoasele cuvinte, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția. În seara asta, Dumnezeu e prezent aici. Foarte puține momente. Luați-vă să meditați la viață. Aplicați capetele. Vă rog. Ascultați-mă. E doar despre tine. Și atât. Gândește-te la viața ta. Gândește-te la cât de tare te-a modificat diavolul. Nu e onorabil să știi să joci teatru. E onorabil să scapi de teatrul ăla. Gândește-te de câte ori ai oftat când nu l-ai mai simțit pe Dumnezeu lângă tine. Gândește-te în momentele în care parcă mâna Domnului apăsa și ai fi avut nevoie de o ridicare. Asta e pentru faptul că ai trăit o viață dublă și ai crezut că merge și așa. Cu mintea spre Dumnezeu, cu inima conectată la Cel Atotputernic, cu analiza pe care ți-o faci în momentele astea, și spui lui Dumnezeu, Doamne, mai iartă-mă. Mai iartă-mă pentru viața dublă. Tu care ești tată în seara asta și poate ai venit la conferința asta de tineret, dar care ai trăit o viață dublă. Tu care poate ești mamă. Tu care ești un tânăr de 15-16 ani, nu ești la voia întâmplării aici. E că Dumnezeu e bun și mai vrea să-ți dea șansa să renunți la masca pe care o porți. Pentru că Hristos e prezent aici, pentru că Duh Sfânt trece printre rânduri în momentele astea, pentru că cei care au masca aia groasă parcă nu s-a atins de nimic și se gândesc, bă, când gata pastor odată? Ascultați-mă bine, sunteți suflete aici pe care Dumnezeu vrea să le elibereze de masca pe care o poartă. E Duh Sfânt aici care vrea să-ți mai dea puterea să mergi înainte cu demnitate, să te mai elibereze de povara teatrului. O, să-ți mai dea putere să te prăbușești și să spui, Doamne, nu mai vreau să mai joc teatru, nu mai vreau să mă las modificat de diavolul, nu mai vreau să fiu una acasă și alta în biserică. Doamne, vreau să te mai simt ca să pot să mai învăț rugăciunile ascultate. Ca să pot să mai învăț rugăciunile împlinite. Ca să pot să te mai simt pe tine.
Oh, Dumnezeu e prezent aici în seara asta și vrea să mai ia măștile jos, să mai rămână iadul de rușine, că Dumnezeu mai eliberează și în generația asta. Să se mai strige încă o dată: Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun. Să mai strige Dumnezeu încă o dată: eu știu gândurile care le am cu privire la tine. Îs gânduri de pace, ca să mai vezi gloria lui Dumnezeu, să mai vezi plântoarea lui Dumnezeu, să nu mai trăiești în dimensiunea de sclav al păcatului. Dumnezeu e prezent aici. Eu nu știu cu ce gânduri ai venit, ascultați-mă bine, dar vrea Dumnezeu să-ți dea o viață eliberată, nouă, fără de masca diavolului și plină de Hristos. Și să te pui pe genunchi și să spui mai apoi ca și David altă dată: îmi ridic mâinile spre un Dumnezeu mare care mai are milă de mine. O, Tu, Sfânt, te prezent aici în seara asta. Tu, Sfânt, trece printre rânduri în seara asta. Vine Dumnezeu la inima ta și mai spune: iată că eu stau la ușa inimii tale și mai bat. Mai există oameni care să mai recunoască că au nevoie de eliberarea lui Dumnezeu, că au nevoie să mai dea masca jos, că au nevoie să mai coboare Hristos. E Dumnezeu prezent aici. Și dacă ai nevoie de eliberarea lui Dumnezeu, ridic o mână spre Domnul în seara asta. Ridic o mână tare, nu-ți fie greu. Ridic o mână sus: Doamne, sunt aici că am nevoie de Tine. Oh, deseori ne-am luat măștile pe față și am zis că-i bine. Mai iartă-ne, Hristos, mai iartă-ne în seara asta. Dumnezeu, pentru cei care au curajul să recunoască, vrea să ia de mână și să-ți mai spună: gânduri de pace mai am pentru tine. Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Pentru că în seara asta ai nevoie de mâna întinsă a lui Dumnezeu. În timp ce vom continua să cântăm, ascultați-mă. Nu o să vreau să insist mult. Toți acei care aveți curajul să spuneți: Doamne, de astăzi voi trăi fără de mască și am nevoie de puterea Ta. Toți acei care veți avea curajul să spuneți: Doamne, ajunge cât am oftat, ajunge cât am stat modificat, ajunge cât a apăsat mâna Ta, am nevoie de ridicare.